tânără de 17 ani din municipiul Drobeta Turnu Severin s-a ales cu dosar penal în vacanță la munte în stațiunea Rânca. Totul s-a întâmplat după ce un prieten i-ar fi încredințat un ATV spre a fi condus. Polițiștii din orașul Novaci au depistat în trafic o tânără mehedințeancă de 17 ani, în timp ce conducea un ATV pe DN67C în stațiunea Rânca. Oficiali au constatat că ATV-ul i-ar fi fost încredințat de un tânăr de 26 de ani din drobeta Turnu Severin. Cei doi tineri s-au ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și încredințarea unui vehicul care nu deține Ține acest drept.